Din totdeauna, marii noștri interpreți au avut în repertoriul rapsozilor satelor noastre izvoare nesecate de cântec curat, pornite din inimă și vechime. Astăzi, poposim la Eșelnița, în casa lui Enache Ciuru. În 1970, la Herculane, s-a făcut festivalul Hercules. Hercules 70, așa i-a spus. La festivalul Hercules 70, eu am compus doina asta, Sus, 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 la furca cernii. Și am cântat acolo la festival. Juriul mi-a acordat premiul întâi, laureat la festivalului din 70. Ei, a fost și Mariana Drăghicescu acolo, ea era mai tânără pe atunci, era o fetișcană. Și mai târziu ea a crescut, a debutat și i-a plăcut de doina asta și într-adevăr mi-a cerut consimțământul dacă îi dau voie, deoarece eu era creația mea și aveam și carte, era deja scris în carte. Și da, eu am spus cu mare plăcere. Dau, îți permit să cânti, dar cu o singură condiție. Să spui această doină, am cules-o sau am învățat-o de la putare sau cutare, de la mine, propriu zis. Ai foicică, firul ierbi, o sus, 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 la furca șerni, și-o părșeam turma de voiță și-așteptam pe-a mea mândruță să vină să-mi dea guriță, măi nană, măi nană, măi nană, măi. Ai și iar verge de sulfină, măi șerenă, apă bătrână, și-o tu cobori din munță la vale, n-ai văzut pe mândra în cale. Niciodată n-am cântat pentru bani. Am cântat numai pentru lume, numai pentru spectatori. Și de plăcere am cântat, nu numai eu, toată lumea, așa era, să cânta de plăcere. Brazilor încetinaos, cu ce dor vă legănați, măi, cum să nu ne legănăm, măi, că noi singuri rămânem. Coboroile la vale și rămân strunjile goale. Muzica e viața, e, cum să spun, e tot ce e mai frumos. Muzica și asta e o plăcere și o, cum să spun, o deschizire a frunților. Să-ți cânti cântecele, să le trăiești când le cânti, să fii, cum să spun, în tot ceea ce faci, să te bucuri de ceea ce faci.